La începutul acestei luni a fost publicată în Monitorul Oficial legea care reglementează amplasarea mijloacelor de publicitate stradale și regulile aferente care încadrează acest tip de publicitate. Legea se enunță și definește tipurile de publicitate și modalitatea de abordare a acestora în raport cu evoluția edilitară a orașului. În conformitate cu noile normative, Primăria Alba Iulia va elabora în termen de 60 de zile de la apariția legii un regulament ce va cuprinde conduita de amplasare a mijloacelor de publicitate pe domeniul public și privat al municipiului. Acesta va fi adus la cunoștință locuitorilor cu 2 săptămâni înaintea solicitării de aprobare a Consiliului Local Alba Iulia. Demnă de consemnat este noutatea absolută care interzice amplasarea de meșuri sau banere pe suprafețele vitrate ale clădirilor, adică pe suprafețele cu geamuri ale construcțiilor, dar și modul unitar de amplasare a materialelor publicitare pe pereții exteriori din spatele blocurilor.